Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Se anunță o toamnă fierbinte pe plan politic, în politica românească, pentru că nu e așa, cel puțin la datele pe care le avem în acest moment, ne așteaptă alegeri parlamentare și alegeri locale. Invitatul meu de astăzi la emisiunea de la Ialomița News este domnul senator Marian Pavel, care tocmai și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița. Bună ziua și vă mulțumim pentru amabilitatea de a accepta invitația noastră. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, dincolo de funcția de senator, asta că este o funcție electivă. Eu sunt președintele organizației PSD Ialomița și candidat al Partidului Social Democrat în Ialomița pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Mulți s-ar întreba de ce renunțați la funcția de senator pentru a veni pe teren, cum s-ar spune, la județ, unde bănuiesc că și bătăliile sunt mai greu de purtat. Bun, și am doar 45 de ani, am intrat în politică acum 22 de ani, în 98 am intrat în politică, la 23 de ani, iar din 2000 și până în 2012 am fost primar într-o localitate din Ialomița, în Gheorghe Lazăr, de la 25 la 37 de ani. După 12 ani și ceva de administrație publică locală, am fost ales senator în Colegiul 1, cum era pe vremea respectivă, Colegiul 1 Ialomița, Slobozia Țăndărei Fetești. În 2016 am fost reales ca și senator pe listele Partidului Social Democrat. Astăzi, ca să zic așa, mă întorc în ceea ce înseamnă administrație publică locală, dar mă întorc la nivelul județean. Am o relație extraordinar de bună cu primarii, ne știm de foarte mult timp, v-am spus că acum 20 de ani eram primar, 80% din colegii mei primari sunt veniți după mine și dacă vreți ca și rețetă de succes într-un partid este până la urmă o relație extraordinar de bună cu colegii tăi de partid, cu cei care te reprezintă în fiecare localitate, să știi fiecare preocupările și să încerci de fiecare dată să-l ajuți tu pe el, ca el la rândul lui să poată să-și pună în aplicare proiectul care a câștigat alegerile în localitatea respectivă și de ce nu să genereze bine public pentru cetățenii din localitatea respectivă și, bineînțeles, simpatie pentru Partidul Social Democrat, care să se va, eu știu, materializa în voturi. În acest moment, pe acest mandat, câți primari are Partidul Social Democrat aici? Partidul Social Democrat în 2016 a câștigat în Ialomița 44 de localități din cele 66 din județul Ialomița. Avem astăzi un primar al Partidului Social Democrat, pentru că și astăzi este membru de partid, mă refer la cel din municipiul reședință de județ din Slobozia, care de un an și ceva a anunțat că va susține un alt partid politic și anume Pro-România, dar nu și-a dat demisia din Partidul Social Democrat, bineînțeles ca să nu-și piardă mandatul de primar. Dar asta o să decidă mai târziu cetățenii care l-au votat sub sigla Partidului Social Democrat. Vedeți dumneavoastră, în politică este foarte important echipa. Nu există oameni providențiali, da? Există o echipă foarte bună, o echipă sudată, o echipă impregnată, dacă vreți, cu specialiști pe fiecare domeniu în parte. În Parlament, de fiecare dată, e regulă, ca fiecare partid politic încearcă să-și ducă specialiști, da? Lucrăm în comisii parlamentare și atunci fiecare grup parlamentar la juridică își trimite cei mai buni specialiști. Vă uitați la PSD, sunt Robert Cazanciuc, Șerban Nicolae, Titus Corlățean și așa mai departe. Oamenii care asta au făcut toată viața și asta încearcă să facă și în momentul de față pe diverse zone. De aceea, noi ca și partid politic în Ialomița, ca și familie social-democrată, că suntem o familie, v-am spus că ne știm de 20 de ani, am fost împreună, lângă colegii mei, la toate momentele și de bucurie și de tristețe din viața lor. Este clar că din poziția la care aspirați, cea de președinte al Consiliului Județean, foarte important pentru dumneavoastră va fi, de asemenea, să știți cât de mare va fi echipa social-democrată la nivel de primării, din semnalele pe care le aveți. Cum credeți că vor arăta alegerile în toamnă? Păi, suntem cel mai important partid politic din județul Ialomița. V-am spus că avem în momentul de față 43 de primari PSD din 66, adică, ca să zic așa, două treimi.
cu siguranță 90% din ei, 90 ceva la sută își vor păstra mandatul, vor fi revalidați prin votul cetățenilor din localitățile lor. Nu exclud varianta să putem pierde într-o localitate, dar pe de altă parte sunt fer convins că vom câștiga alte localități. Eu îmi propun ca să avem, să rămânem în Ialomița undeva între 45 și 50 de localități cu primari PSD. De ce spun lucrul ăsta? Vedeți dumneavoastră, în perioada guvernelor PSD din 2016, de când am venit la guvernare pe un vot masiv al cetățenilor din România, undeva la 47%, pe un program de guvernare foarte bine articulat de către echipa PSD de la nivel central, am reușit să convingem oamenii și numai că am reușit să convingem oamenii să ne guverneze, dar am și pus în aplicare programul de guvernare. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în perioada asta în zonele rurale. Gândiți-vă la câte localități s-au schimbat nivelul de trai. Știți că am încercat într-un fel sau altul să eliminăm discrepanța asta dintre mediul urban și mediul rural. Să existe în fiecare localitate din România, este o dorință noastră, canalizare, apă curentă și de ce nu asfalt. Faimosul Program Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul, a adus în tot ce înseamnă zona rurală a României o dezvoltare extraordinară. Dincolo de faptul că s-au investit foarte mult în ceea ce înseamnă infrastructura locală, gândiți-vă ce plus valoare a adus ca și efect economic. Au fost societăți comerciale care au lucrat, au fost oameni care și-au primit salarii, oameni care la rândul lor au generat tot felul de, eu știu, achiziții și au generat consum. Tot cercul ăsta s-a închis într-o creștere economică pe care am avut-o în decurs de 4 ani consecutiv. Vedem ce se întâmplă astăzi, vedem unde este România și cu siguranță nu eu trebuie să analizez lucrurile, ci cei care sunt chemați în 27 septembrie să voteze. Traversăm o perioadă unică, putem spune, în viața tuturor. Da. Nu ne-am mai confruntat cu așa ceva. Este clar că economia, în ansamblu ei, este destul de mult încercată. Și nu numai asta, traversăm o perioadă destul de complicată, dar și cu o guvernare plină de amatorism. Gândiți-vă că numai departe de acum 7-8 luni ne jucam de alegerile anticipate în România. Da? După câștigarea alegerilor prezidențiale de către Partidul Național Liberal și de către Klaus Iohannis, Partidul Național Liberal se dusese așa în preferințele electoratului undeva la 47% și deși de fiecare dată am spus că am avut alegeri prezidențiale și nu parlamentare, poporul vine și îți dă reprezentare în funcție de alegerea la care este chemat. Au ales la prezidențiale foarte bine, au ales să fie condus de un președinte al Partidului Național Liberal. Ei dintr-o dată au speculat lucrul ăsta și au spus că Partidul Social Democrat nu se mai bucură de susținere. Dar cu 3 ani și ceva în urmă fusese învotați de 47%. Au luat să facă alegeri anticipate. Toate țările din jurul nostru, Organizația Mondială a Sănătății, ne avertizau că bate o pandemie la ușa noastră. Ce s-a întâmplat atunci, vă aduceți foarte bine aminte. Ne-am jucat de propunerea de premier, avem premier, n-avem premier. Eu mi-aduc aminte cu 5 minute de a intra în sala de plen, să-mi exprim votul în ceea ce privește guvernul Câțu, Câțu a fugit. Și cine a fost iresponsabil? Cine a tratat cu iresponsabilitate situația pe care o trăim astăzi? După aceea am fost chemați să votăm un guvern Orban, pe care noi îl dădusem jos. Dar dat fiind faptul că era într-o stare, situația din România era într-o stare nemai întâlnită, cum spuneți și dumneavoastră, economia avea să sufere, dat fiind faptul că aveam o pandemie și aveam o distanțare socială, foarte multe business-uri s-au închis, am zis ok, votăm în guvern PNL, dar numai să vină să pună în aplicare anumite măsuri economice ca lucrurile să nu se agraveze, să nu avem milionul de șomeri și așa mai departe. Astăzi când stăm să analizăm, vedem că n-au făcut decât amatorism, ca să nu zic altceva. Revin la ideea anterioară, tocmai asta e, se știe că puterea erodează în preferințele electorilor, pentru că este normal. Nu vă e teamă de faptul că venind acum într-o perioadă foarte grea din toate punctele de vedere pe plan global și evident pe plan... Este o perioadă foarte grea, este datoria mea ca președinte de partid să vin astăzi aici. Da? Eu sunt cel care astăzi conduc echipa, această frumoasă echipă a Partidului Social Democrat în Ialomița și îmi doresc să fiu astăzi lângă ei, să fiu în ceea ce înseamnă actul de decizie la nivel județean și cu siguranță să pot să mențin acest echilibru între județ și național,
prin, eu știu, relațiile, conexiunile, prieteniile pe care le am la nivelul forurilor decizionale din Partidul Social Democrat, Ialomița să fie în continuare, cum a fost și până acum, în centru atenției decidenților din București. Care ar fi, să spunem, primele trei priorități în momentul în care veți veni la conducerea Consiliului Județean? Dacă, din punctul meu de vedere, nu se poate face administrație nici publică locală, nici județeană, nici națională fără transparență. Îmi doresc o transparență totală în ceea ce înseamnă actul administrativ la nivel de județ și o consultare foarte mare atât în rândul oamenilor care te-au susținut, membrilor de partid, activului tău de partid, forurilor de decizie din cadrul partidului, cât și în ceea ce înseamnă partenerii tăi, dacă vrei să spun așa, de dialog și de activitate, și anume primarii localităților din județul Ialomița, indiferent de culoarea lor politică. Și bineînțeles, continuarea proiectelor de dezvoltare, în infrastructură, în sistemul de învățământ, în sistemul de educație, în ceea ce înseamnă sport, tot ce înseamnă dezvoltare în județul Ialomița, cu generare de, eu știu, de investiții, atragerea de investiții, deschidere de noi joburi în tot județul Ialomița. Este o zonă care s-a dezvoltat, ca să zic așa, neuniform, având zona Slobozia și Urziceni care s-a dezvoltat un pic mai bine, zona Fetești, deși are un potențial extraordinar de mare, nu s-a dezvoltat. Acum, o să credeți că sunt subiectiv, dar după 8 ani de guvernare PNL în Fetește, nu s-a dat decât pâine și circ, ca pe vremea lui Vespanian, în Roma. Avem de 4 ani de zile administrație PSD acolo și lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Îmi doresc să se continue și îmi doresc ca pe zona Fetești, fiind, dacă vreți, nod, cel mai important nod feroviar din Ialomița. Este nod rutier, trece autostrada pe acolo, poate deveni nod fluvial. Are tot ceea ce este necesar pentru a deveni un hub de dezvoltare economică în județul Ialomița. Pentru finalul discuției noastre am să vă rog două mesaje. Unul către cei din echipa dumneavoastră, adică și viitorii candidați ai Partidului Social Democrat din județ, și unul pentru alegători. Bun, pentru cei din echipa mea, le spun că rămân și în tot timpul lângă ei, voi fi prezent în fiecare localitate din județul Ialomița, susțin și știu că și ei se bucură de susținerea cetățenilor în localitățile lor, au în mine un partener și acum în perioada asta de campanie electorală, dar și după, când vom intra în acea zonă administrativă, da, astăzi discutăm despre politică, după alegeri vom discuta și despre politică, dar foarte mult despre administrație. Pentru cetățeni le spun un singur lucru, sunt același om, sunt același Marian, 80% din cei care mă cunosc vorbesc cu mine cu Marian, nu mă schimb, important e, indiferent în ce poziție socială ajungi și indiferent ce funcție ai într-o ierarhie comunală, județeană, națională, să fie același. Eu mănânc la fel că ei, mă îmbrac la fel că ei, trăiesc la fel că ei. Sunt un om ca și ei. Nu există absolut nicio diferență între mine și ei. Vă mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc. Și vă doresc mult succes, evident. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi și vă mulțumim pentru atenție, Adrian Florea, Paul Alexe, pentru Ialomița News.